O altă comunitate de această dată din nordul județului este în doliu după ce preotul Isăilă din Axente Sever, în vârstă de 62 de ani, a murit sâmbătă în biserică, imediat ce a terminat de oficiat o cununie religioasă. După ce i-a predicat și a dat mâna cu mirii, întorcându-se spre masă, spre altar, o leșinat, a căzut jos, n-a mai zis un cuvânt și a fost gata. Localnicii spun că vestea i-a bulversat pe toți pentru că știau că părintele nu suferă de nicio boală. Ne-a lăsat fără cuvinte pe toți. A fost un șoc pentru noi pentru că nu se aștepta nimeni. Părintele arăta foarte bine, era în putere. Trupul preotului a fost depus în biserica în care a slujit.